Hai să spun, eu plecam în cantonament și ca să... îți dai seama, eram un club mic, Foresta Fălticeni, Da. și ca să nu plătească bilete pentru mine la tren, da, mă puneau, deci mergeam cu trenul, că mergeam în cantonament, de exemplu, de la Fălticeni la Gura Mureș sau la Vatra Dornic, așa Da. mergeam în cantonament. Normal, cu personal. Da, și în personal stăteau 8 persoane și pe mine mă puneam în spatele gecilor să stau în spatele unui jucător ca să nu plătesc biletul, știi? Gecile erau atârnate într-un colț al compartimentului, nu? Da, și tu da, băgat, dar da. Picioarele unde ți le băgau? Că totuși picioarele nu mai ajung. În spatele, eram a, deci te întindeai pe bancheta în spatele lor cumva și băgat, da, trunchiul da, era sub da, geci. Da, da. Dar ai fost vreodată prins în postura asta? Nu. Nu, păi îți dai seama, au fost de puține ori când mergeam în cantonament, da, se întâmplă acest lucru. Da. Ca să nu plătească bilet, îți dai seama, na, eram un copil și făceam antrenamente cu echipa mare. Deci eu de la 16 ani făceam antrenamente la Liga 2.